Bună ziua, dragii mei, și bine vă regăsesc aici, cum v-ați obișnuit, în studioul meu, Sănătate în toate cu lăcră. Pe caică se filmează, cum se zice. Așadar, știi și tu că obezitatea vine cu o serie de probleme de sănătate care sunt foarte grave. Pentru subiectul de astăzi este relevant să știi că dacă ai câteva kilograme în plus sau, cum zic suedezii, ești prea scurt pentru greutatea ta, atunci riscul tău de a face pietre la fiere este foarte mare. În special, femeile au un risc mai crescut atunci când există obezitate. Bună, eu sunt Lăcră de la Sănătate în toate cu Lăcră și astăzi vom discuta despre, da, viața keto fără fiere. Haideți să vedem un lucru. În primul rând, în general, ceea ce încerc eu să abordez în filmările mele și pe grupul meu Facebook și pe blogul meu lăcră.blog, în general, subiectele le aleg din viața mea personală, adică din ce experimentez eu și așa învăț și atunci mă gândesc că e bine să share-uiesc, cum se zice. Eu sunt operată de fiere de foarte mulți ani și bineînțeles că am fost și obeză. Da. Așadar, atunci când am început eu keto, să trăiesc keto în 2018, aveam multe kilograme în plus, nu contează, dar eram deja operată de fiere. Am tolerat foarte bine dieta keto fără nicio problemă și, după cum știți, keto înseamnă un aport crescut de grăsimi, în primul rând. Deci, eu personal n-am avut probleme, dar asta nu înseamnă că toată lumea nu o să aibă probleme și atunci haideți să vedem, haideți să încerc să vă recomand, dacă îmi permiteți, anumite chestii pe care le puteți face ca să puteți tolera mai bine dieta keto în caz că v-ați decis să țineți keto ca să slăbiți. Dar în primul rând, aș vrea eu să vă spun un lucru foarte important. Noi zicem, am rămas fără fiere. La ce ne referim? Pentru că lichidul biliar, bila, se produce în ficat. Iar vezica biliară este de fapt o cămară în care se adună fiere sau bilă ca să fie la dispoziție atunci când mâncăm noi grăsimi, să se elimine extrem de rapid exact atunci când mâncăm noi, astfel încât să existe seruri biliare în momentul în care mâncarea trece prin tubul digestiv. Așadar, nu ești fără fiere. Ești fără vezica biliară. Se poate trăi fără o cămară, nu? Nu toată lumea are multe cămare acasă. Alt lucru care este foarte important de știut este că procesul de digestie începe inclusiv de la nivelul cavității bucale. Da? În cavitatea bucală se secretă niște enzime și aceste enzime încep să digere alimentele și, ceea ce este foarte important, aceste enzime stimulează la rândul lor toate enzimile care există pe, ca secreție în tot tubul digestiv. Nu există o enzimă care funcționează separat. Așadar, ca să ai o digestie sănătoasă, trebuie să ai și un stomac care să fie cu aciditate corespunzătoare, trebuie să ai și un pancreas care să secrete enzime digestive extrem de importante pentru digestia tuturor macronutrienților. O să vedeți de ce vă spun aceste lucruri. Dar, dragii mei, să vă spun ceva. În ultimul timp a apărut noțiunea de keto hiperproteic. Așadar, în loc să consumi foarte multe grăsimi, consumi proteine. Acest lucru este foarte important, mai ales la persoanele peste 45-50 de ani, femei sau bărbați, nu contează, pentru că după această vârstă începem să pierdem masă musculară. Iar proteina este foarte importantă pentru sănătatea mușchilor și oaselor. Nu uitați! Așadar, dacă ți este teamă să începi un keto clasic cu o cantitate mare de grăsimi, atunci începe cu keto hiperproteic. Bagă proteină, tata, carne, ouă, brânzeturi fermentate,
pește, fructe de mare. Minunat! Eu le iubesc. Haideți să povestim împreună, repede, despre ceva măsuri pe care le-ai putea. Măsuri simple, fraților, că n-am de gând să vă țin aici conferință despre studii științifice. Nu! Chestii simple pe care le-ai tu în bucătăria ta, la îndemână, astfel încât să-ți ajuți secreția de fier din ficat. Să începem cu oțetul din cidru de mere. Eh, cum îl poți folosi pe ăsta? Păi, în primul rând, îl poți folosi la salată. Simplu. Sau, dacă nu ai o salată pe masă, poți să bei o lingură de oțet din cidru de mere diluat în apă. Exact atunci când mănânci. Ajută foarte mult la secreția de bilă din ficat. Anghinarea. Da, știu, e amară, nu ne place. Dar, dacă totuși poți tolera gustul, ajută foarte mult și cred că e foarte bine cunoscut lucrul ăsta, ajută foarte mult ca tu să ai o secreție de bilă din ficat care să te ajute exact atunci când mănânci. O poți folosi la mâncare, poți să bei ceai, tu alegi. Lămâia. O, lămâia aia care e bună la toate, ei, zeama de lămâie sau de lime, dacă vrei tu, te ajută de asemenea să digeri mai bine grăsimile, te face mult mai tolerant la o cantitate mare de grăsime atunci când nu ai fiere. Ca să fii sănătos, poate ai auzit, trebuie să ai un intestin sănătos. De fapt, nu intestinul obligatoriu trebuie să fie sănătos, ci bacteriile care există acolo în intestinul tău trebuie să fie vesele, sănătoase și fericite, pentru că aceste bacterii asigură 80% din imunitatea ta. Așadar, ai nevoie de aceste bacterii sănătoase. Ele se numesc așa microbiom, de la americani. Ce ajută cel mai mult ca aceste bacterii să fie sănătoase? Bineînțeles, să mănânci sănătos, la 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 la, să fie curat, organic și așa mai departe, dar le poți ajuta cu alimente fermentate. Da, varza aia murată pe care ți-o pui tu toamna, murăturile, castraveții murați, o, sunt pline de probiotice, așa numite, care sunt suplimentele pentru bacteriile noastre sănătoase. Poți să adaugi, dacă îți place, chefir, foarte bun, iaurt grecesc, kombucha. Poți să iei și probiotice, dacă vrei tu, dar eu mă îndoiesc de eficiența lor, dar, în fine, asta e părerea mea. Deci nu uita, consumă alimente fermentate. Bea o cană de chefir atunci când mănânci. Mamă, mamă, ce bun e, nu vă pot spune. Inclusiv Casper, cățelul nostru, primește chefir și iaurt grecesc ca să-l ajute să trăiască mai mult aici împreună cu noi. Folosește tije de țelină, așadar tulpinița aia pe care există frunzele, în mâncărurile tale. Ba, eu o folosesc foarte mult. O pun la orice, este low carb, are o mulțime de fibre, fibrele ajută de asemenea bacteriile. Și uite așa, am eu mai multe bacterii sănătoase atunci când mănânc tije de țelină. Încearcă și tu, se poate pune la salată, foarte aromat și gustos, sau la orice mâncare pe care te gândești să o prepari. Îți plac rețetele indiene cu ghimbir, cu turmeric, cu piper, consumă-le, frate. Și chiar dacă nu mănânci indian, că nu gătim toată ziua indian, folosește așadar în mâncărurile tale ghimbir, turmeric și piper. Mamă, mamă, ce te ajută și împotriva inflamației, printre altele, și a multor altor situații nefericite care se pot întâmpla în corpul tău. Te întreb dacă o să vorbesc despre ceaiuri? Da, o să vorbesc și despre ceaiuri, bineînțeles. Așadar, dacă te gândești să-ți ajuți secreția de fieră și digestia, poți consuma ceaiuri cu ghimbir, ceai verde și păpădie. Fraților, eu beau o cană de ceai cu păpădie în fiecare dimineață atunci când sunt la servici. Adică asta se întâmplă în cursul săptămânii, că pe urmă sâmbătă, duminica, nu știu, beau chefir, beau altceva sau, în fine, ceai verde. Da? Așadar, încearcă. Ceai de pierdut. Vei observa dacă te ajută sau nu. O să spun din nou. Hidratează-te corespunzător. Atunci toate secrețiile din corp sunt fluide. Da? Nu devin viscoase. Deci, inclusiv secreția de bilă din ficat va fi fluidă atunci când tu ai o hidratare corespunzătoare
și mănânci. Și ai nevoie de bilă care să vină repede, 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 că nu mai ai cămăruța acolo unde trebuia să fie, că te-ai operat de fier. Ajută aciditatea gastrică, dragii mei, faptul că în lumea modernă avem diverse arsuri și dureri și așa mai departe, și gastrite și ulcere, este o problemă de sănătate. Știu, avem mult stres în viața noastră, dar să vă spun ceva, faptul că noi toată ziua băgăm tot fel de pastiluțe care să inhibe aciditatea gastrică nu duce la nimic bun. Ai nevoie de un conținut acid, pentru că acolo și acolo există niște bacterii care le place să fie arse, fraților, să trăiască în mediu caustic, da? Pentru că acid înseamnă că are un pH foarte mic. Deci ai nevoie de o aciditate gastrică corespunzătoare ca pe urmă să ai și celelalte secreții, inclusiv biliară și de enzime digestive, să fie optime. Ce poți să iei? Am să-ți povestesc despre un supliment despre care eu recent am învățat și aici este vorba despre betaină, care este un aminoacid. Betaina asta este foarte interesantă pentru că are capacitatea să se lege de niște grupări ale unei substanțe care se numește homocisteină. Poate ai auzit. Homocisteina este un marker de inflamație. Ai homocisteină mare, înseamnă că ești inflamat. Sau dacă ai homocisteină mare și mai ai niște anemie pe acolo, s-ar putea să ai lipsă de acid folic sau de vitamină din grupul B. Dar dacă nu ai aceste condiții, înseamnă că ești inflamat. Homocisteină mare egal inflamație maximă. Ce înseamnă asta? Boli cardiovasculare, cancer, demență, tot ce e mai rău, ca să zic așa. Așadar, poți să iei betaină sub formă de comprimate exact atunci când mănânci. Te va ajuta foarte mult ca să digeri grăsimile pe care le ai în farfurie. Dacă tot am ajuns la acest capitol cu suplimente, să amintim, bineînțeles despre pastilele sau, în fine, suplimentele cu săruri biliare și enzime digestive. Există o varietate largă pe piață, da? Tu alegi. Eu, în orice caz, o să-ți las niște link-uri către articole din blogul meu unde am dezbătut un pic mai multe despre viața keto fără fiere, despre microbiom, despre enzimele pancreatice. Poți citi mai jos. Bun. O altă chestie care te poate ajuta este să consumi MCT C8. De ce C8? Acest C8, și o să-ți las link și către articolul meu despre MCT ca să înțelegi mai multe, acest C8 se absoarbe în corpul nostru pe o altă cale decât cea intestinală obișnuită, se duce direct la ficat, unde ficatul adoră acest C8, ajută la producția de corp cetonici și, bineînțeles, asigură sănătatea hepatocitelor, adică a celulelor hepatice. Așadar, C8. Cum poți folosi C8? Îl pui în cafea, îl pui în salată. Poți să și gătești cu el, dar e destul de scump și nu știu dacă se merită. Poți folosi ulei de măsline în loc de C8 atunci când gătești. Dar cam asta am avut eu să vă povestesc astăzi despre viața keto fără fiere. Da, se poate. Ți-e frică de grăsimi? Mănâncă proteină. Ești după 45-50 de ani, câtă proteină să mănânci? Încearcă 1,82 grame de proteină pe kilogram corp și pe zi. Te ajută să nu pierzi masă musculară. Foarte important, mai ales la femei. Foarte important, deoarece ele sunt predispuse la osteoporoză, când se rup oasele așa din senin. Bun, îți mulțumesc pentru atenție, îți mulțumesc că ai fost alături de mine și astăzi și m-ai suportat, poate până la sfârșit. Nu uita, like, abonează-te și urmărește-mă în continuare, deoarece urmează lucruri interesante pe care vreau să le prezint pentru tine. Ai grijă de tine, ai grijă de cei dragi ție și sănătate în toate. De la Lăcra. O zi frumoasă!